Trei incendii s-au produs în lanț noaptea trecută în Valea Jiului. Flăcările au cuprins o casă, o fostă școală și o casă parohială. Pompierii au intervenit rapid pentru lichidarea incendiilor și, din fericire, nicio persoană nu a fost rănită. De parcursul nopții trecute, pompierii militari din cadrul detașamentului Petroșani, cei ai gărzii de intervenție Lupeni și Smurt Vulcan, au fost solicitați pentru stingerea a trei incendii. Astfel, primul incendiu, semnalat prin apel la număr unic de urgență 112, a avut loc la Aninoasa. La locul solicitării s-au mobilizat pompierii din Petroșani cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și echipajul Smurt Vulcan, constatând faptul că incendiul se manifesta la coșul de fum al unei case. În cel mai scurt timp, incendiul care a avut drept cauză de producere, coșul de fum necurățat a fost stins și astfel pagubele materiale au fost reduse. La puțin timp după acest incendiu era anunțat un altul, de data aceasta la o fostă școală din Petroșani. Pompierii petroșeneni au fost alertați de producerea unui incendiu într-o fostă școală din municipiu. La sosirea echipajelor de intervenție la fața locului, focul se manifesta într-o sală de clasă de la etajul 2 al clădirii, cu reale posibilități de propagare la celelalte încăperi și la acoperișul școlii. Pompierii au acționat timp de două ore în acest caz și, din fericire, nicio persoană nu a fost surprinsă de eveniment. Cauza probabilă de producerea acestui incendiu a fost stabilită ca fiind focul deschis în spa Închise. Cea de-a treia intervenție a pompierilor a fost la o casă parohială din cartierul bărbătenii, unde, cel mai probabil, din cauza unui mijloc de încălzire lăsat nesupravegheat, a izbucnit un incendiu care s-a manifestat la podul locuinței. Echipajele operative au acționat cu promptitudine și au lichidat incendiul în limitele găsite, fără a fi înregistrate victime.